Deși, în teorie, postul de prefect este unul apolitic și ar trebui să fie ocupat de către un înalt funcționar public, realitățile din România ne-au demonstrat că, în practică, lucrurile stau cu totul altfel. Prin urmare, numirea se va face, evident, pe criterii politice, așa că cele două partide care formează guvernul își dispută, în egală măsură, postul de prefect al județului Mehedinți, conform unor surse credibile din ambele formațiuni. În spațiul public au început deja să fie vehiculate mai multe nume de potențial prefecți din partea ambelor partide de politice. Din partea PSD, formațiune ce a câștigat cu un scor covârșitor alegerile parlamentare în Mehedinți, se conturează deja două variante pentru acest post. Este vorba despre Nicolae Drăghia și Felix Manta. Drăghia este actualmente noul administrator al județului Mehedinți, post deținut prin susținerea unui examen în luna august 2016. În trecut, Nicolae Drăghia a ocupat și postul de prefect al județului, fiind cel mai longeviv prefect al județului Mehedinți din toate timpurile. Un alt nume vehiculat în spațiul public, apropo punerea PSD pentru fotoliul de prefect al Mehedințiului, este Felix Manta, în prezent comisar șef al Protecției Consumatorului Regiunea Sud-Vest Oltenia. Manta a ocupat pentru aproximativ un an și postul de subprefect al județului. Cu toate acestea, surse politice susțin că la acest moment ALDE ar avea mai mari șanse să desemneze prefectul județului. Dacă zvonurile se vor transforma în realitate, Viorel Palașcă și Ovidiu Gheorghe ar fi cotați drept prime variante. Gheorghe, medic de profesie, conduce în prezent serviciul de medicină legală, în trecut ocupând pentru o scurtă perioadă și funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Mehedinți. Cea mai probabilă variantă a ALDE pare să fie însă Viorel Palașcă, președintele județean al formațiunii. Palașcă a ocupat în trecut postul de prefect când, în 1996, la cei doar 34 de ani, a devenit cel mai tânăr prefect al Mehedințiului. A stat pe funcție până în anul 2000, când a fost ales vicepreședinte al Consiliului Județean Mehedinți din postura de consilier județean, ales pe lista PNL Mehedinți, funcție pe care a deținut-o până la alegerile locale din 2004. Din anul 2005 a fost numit secretar general al Ministerului Economiei și Comerțului. De asemenea, Palașcă a câștigat și două mandate de deputat, primul în legislatura 2008-2012 pe listele PNL Mehedinți, iar cel de-al doilea în perioada 2012-2016 pe listele USL. Funcția de prefect al județului Mehedinți a devenit vacantă în luna decembrie anului ce tocmai s-a încheiat, când tehnocratul Cristinel Pavel și-a dat demisia. A fost pentru prima dată în istoria județului nostru când un prefect a demisionat. Gestul lui Pavel a fost motivat de faptul că guvernul ce l-a numit și-a pierdut susținerea parlamentară. Până la o nouă numire a guvernului, subprefectul județului, tânărul Andrei Stănișoară, asigură interimatul funcției de prefect.